Bună seara și bine v-am regăsit la Plural. Sunt Cristina Andreea Stan și vă invit și în această seară să mai facem un pas în călătoria de la eu la noi, de la singular la plural. Astăzi vom vorbi despre o temă foarte la modă, pentru că toată lumea vorbește despre narcisism, despre parteneri narcisiști, însă puțină lume știe de fapt ce este termenul, că este mai mult decât a ne uita în oglindă așa cu o admirație, care sunt caracteristicile, de ce ne atrage un partener narcisist și multe, multe altele. Le aflăm de la invitatul din această seară, Vlad Plugariu. Bună seara, Vlad, bine ai revenit la Canal 33. Bună seara, Cristina, mereu plăcere să vin să te vizitez. Mereu o plăcere să te avem în studio, fie că e studioul vechi sau studioul nou. Mm-hmm. Foarte frumos studioul nou, de altfel. Mulțumim. Tu ești psiholog clinician. Psiholog clinician, psihoterapeut. Psihoterapeut. Și presupun că întâlnești în cabinet și cazuri de narcisiști. Fă-ne un pic așa o descriere la început, pentru că, repet, multă lume poate că nu are exact termenul, nu-l folosește corect. Da, am avut ceva experiențe cu narcisiști sau cu persoane ce au avut de suferit de pe urmă narcisiștilor. Cred că mai degrabă ajung în terapie, nu? Da. Persoanele care suferă. Cum ai spus și tu, uneori aruncăm cu termenul acesta când nu este cazul. Adică narcisismul poate fi folosit ca și adjectiv, când îmi spune mie iubita că mă uit prea mult în oglindă. Dacă mergem puțin mai departe, putem ajunge la trăsături narcisiste. Și un exemplu ar fi omul care monopolizează discuția și transformă subiectul în ceva despre el, știi? Și dacă face asta în mod repetat, putem argumenta că are o trăsătură narcisistă. Dacă mergem și mai departe și avem un ansamblu de astfel de trăsături care nu se schimbă în timp și perturbă viețile celor din jurul narcisistului, dacă nu și pe a lui, putem spune sau presupune până la un test clinic că e vorba de o tulburare de personalitate narcisistă. Și cam ăsta e acel narcisist celebru despre care vorbim cu toții. Deci nu este doar faptul că poate am o grijă mai mare pentru propria persoană? Sau... Dacă am o grijă exagerată de imaginea mea, se poate spune că am o trăsătură narcisistă. Știi, motivul pentru care e atât de în vogă acest subiect e pentru că mulți cred că întâlnesc narcisiști, pe că nu e chiar așa. Adică multe persoane care nu primesc atenția ce și-o doresc de la o anumită persoană, se supără și acuză de narcisism. Pentru că o trăsătură narcisiștilor, tu spune, este lipsa empatiei. Lipsa empatiei. Și un om nici nu ar trebui să aibă empatie față... Nu empatie, nu ai timp să-ți pese de toată lumea, chiar dacă ești empatic. Și dacă nimerești cu un om de care nu mai ai timp în viața ta sau loc, e posibil ca acela să te catalogheze ca drept narcisist. O altă capcană foarte comună e situația în care se combină două persoane, dar uneia nu-i convine ceva la partener. Însă e suficient de atras încât să meargă înainte cu relația. Și uite așa se afunde din ce în ce mai mult... într-o relație din ce în ce mai serioasă, cu un atașament din ce în ce mai sporit. Însă acea frustrare, acea nemulțumire față de partener rămâne și poate chiar crește. Ei, și astfel se transformă într-o relație de iubire-ură, de vino încoace, du-te mai încolo. Și cealaltă persoană poate percepe că, ok, nu-i pasă de mine, mereu se pune pe el pe primul loc, mereu nu sunt suficient de bun sau de bună și jap, narcisist, bine cu termenul, te-am prins, da. Par foarte șarmanți așa narcisiștii, cel puțin la primă vedere, știi, foarte drăguți, foarte cuceritori, mai ales în perioadele început, așa te bombardează cu... Cred că ar fi o idee bună drăguțe. Să conturăm puțin ce înseamnă narcisismul, tulburare de personalitate narcisistă. Așa, spune-ne din punctul de vedere medical. Paternuri pervazive și persistente, deci care nu se schimbă în timp, de reacție comportamentală, emoțională și de gândire, prin care se denotă sentimente de grandioare, nevoie exagerată de admirație și, desigur, lipsă de empatie. Oamenii cu tulburare narcisistă se pun pe ei pe un piedestal sau încearcă cel puțin să facă asta constant, se cred unici, speciali, consideră că merită favoruri în plus față de restul lumii. Din punct de vedere relațional, ei doar se folosesc de relațiile cu ceilalți oameni. Inclusiv partenerul de cuplu? Adică situațiile în care se înțelege cu partenerul sunt acelea în care îi găsește un scop, un rost, prin care să-și solidifice imaginea asta supraumflată despre sine. Nu percepe partenerul ca fiind om, nu-i vede latura umană. Nu-l vede și cu bune și cu rele, vede doar în folosul său. Și nici măcar nu e vorba de psihopatul calculat, care e foarte inteligent și te manipulează
nu știu, foarte strategic. Nu e vorba de o tendință a lui. Așa e tendința lui de a relaționa cu ceilalți. Mulți narcisiști, după cum ai spus, sunt carismatici, pot fi inteligenți și ba chiar pot ajunge foarte departe în matricea socioeconomică. Pentru că au o stimă de sine exagerată și asta ajută de multe ori să mergi înainte. Și e reală? Multă... Scuze-mă că te întrerup. E reală stima asta de sine exagerată sau de fapt ascunde în spate poate contrariul, poate nesiguranță sau... Poate fi și reală. Și poate fi și reală. Dar de cele mai multe ori, narcisistul ascunde multă slăbiciune, vulnerabilitate, teamă de abandon. Narcisistul cum pornește la drum? Își dezvoltă un ego artificial și îl supraumflă cu fel și fel de minciuni, în cel mai bun caz iluzii pozitive. De ce? Pentru a se proteja, pentru a-și proteja nucleul vulnerabil și înfricoșat, înspăimântat. Nu suportă suferința normalității. Însă, din cauza faptului că acest ego e supraumflat și artificial, se sparge foarte ușor. Din acest motiv, narcisistul e foarte sensibil la critică, la respingere. Uh-huh. Deci nu se nasc așa? Ei devin pe parcurs? Sau te naști cu niște predispoziții? Sau pur și simplu în copilărie ești... Ambele scenarii se aplică. Trebuie să presupunem că există și un element ereditar, dar nu întotdeauna. Știm sigur că există și elementul de transmitere comportamental-culturală. De cele mai multe ori când un părinte e narcisist, sunt mari șanse ca copilul sau unul din copii să se dezvolte narcisist, dacă nu ia pe altă cale. Nu e obligatoriu ca părintele să fie narcisist full-blown, cu tulburare de personalitate, dar poate fi o combinație, să spunem că împrumută, se prinde pe copil o trăsătură de lipsă de empatie de la tată și o trăsătură de a te folosi de oameni pentru că așa trebuie în viață de la celălalt părinte. Și astfel să se contopească într-o personalitate de-a dreptul narcisistă. Poate fi vorba și de o traumă, un eveniment traumatic în copilărie unde copilul sau sistemul nervos al copilului consideră că e slăbiciune să empatizezi. Trebuie să te pui pe tine pe primul loc. Și dacă e la o vârstă anume, într-o anumită perioadă de dezvoltare a creierului, e posibil să se solidifice ceva ce e greu de schimbat apoi. Da, adică e și natură, dar și nurture, cultură sau modelare. Bun, și cum îmi dau seama că partenerul meu este realmente sau doar așa mi se pare mie? Cum aș putea? Există niște semne la care să pot fi atentă? Păi... Măcar într-o primă fază... Primul semn ar fi și cel mai evident, și anume că se pune pe el pe un piedestal. Se vede într-o lumină foarte strălucitoare. Și asta nu e neapărat un lucru rău. Deci dacă cumva partenerul, știi, se vede măreț, nu e obligatoriu să îl presupunem a fi narcisist. Însă dacă asta persistă, alături și de o lipsă de empatie, lipsa de empatie o regăsim atunci când desconsideră ceea ce simțim noi, adică celălalt partener, o regăsim atunci când nu ia în considerare și lumea ta interioară. Un exemplu ar fi, nu știu, poate ai mătușa pe moarte și vrei să o vezi pentru ultima dată de Crăciun. El știe asta, dar totuși el face planuri să plecați într-o altă vacanță, o vacanță care se potrivește în narativa lui narcisistă. Deci cumva e insensibil la nevoile, dorințele tale, la... Și să nu confundăm insensibilitatea intenționată cu cea involuntară. La narcisist e și cea voluntară, dar mai mult involuntară. Adică are un punct orb când vine vorba de ceea ce e posibil să simți tu. Nu e tâmp, deci nu e prost și nu e nici chiar psihopat, însă omite ceva. Omite ceva. Din lumea ta emoțională, adică... Și cum te cuceresc? Ce strategii de seducție au? Narcisiștii pot fi foarte șarmanți, pot fi competenți, pot fi inteligenți, dar ei se duc prin imaginea asta a lor ce o au construită și cu cât ei sunt mai îndrăgostiți de propria lor imagine, cu atât și-o și vând ție mai ușor. Pentru că e un instinct al nostru, când vedem pe cineva că se respectă, se iubește, mai ales necondiționat, suntem magnetizați către acea persoană, pentru că fără să ne dăm seama o considerăm competentă și competența e bună. E ca în supermarket, vezi produsul cu prețul cel mai mare și automat te gândești că e bun, e cel bună mai bun. Bună comparație. Uh-huh.
Și dacă el se apreciază atât de mult, te gândești, tu om obișnuit, știe el de ce o face. Știe el, și dar avea motive. Mai e și situația în care avem noi propria dorință narcisistă și dacă o vedem împlinită într-o persoană, din nou, suntem atrași către aceasta. Ai oglinda noastră, de fapt? Ar putea fi până într-un punct. E normal și sănătos să avem puțin narcisism fiecare, inclusiv această dorință. Dar nu e normal să trăim doar din asta, asta să fie seva vieții noastre. Cum sunt copiii miști, copiii, eu am tu n-ai încă, știi că vorbeam înainte de emisiune, au așa când sunt mititei, cumva ei, cred că au așa o componentă, mă rog, nu... Sigur că da. Patologic diagnosticate, Doamne ferește, dar ei se crece într-un universul, știi, toți ceilalți din jur sunt acolo ca să-l servească pe el, să-i împlinească nevoile, să, știi, copiii nu se gândește la restul oamenilor, cum se simt sau ce nevoie au. Mă rog, dar sunt copii mici, acum presupun că la vârsta adultă... Sigur, în copilăria foarte timpurie, bebelușul nici nu diferențiază lumea exterioară de el. Și trebuie să învețe asta. Părinții îl învață, evident. Apoi, intră într-o altă perioadă a narcisismului, în care trebuie să-și contureze propriul ego. Ego înseamnă eu pentru cei care... Da, exact, identitatea conștientă. Și e foarte sănătos și recomanda ca, copiii să... treacă prin perioada asta de narcisism. Dar evident, pentru ca ei să continue drumul lor progresiv, de dezvoltare, trebuie să își iasă din asta. Adică acest mic narcisist trebuie integrat în lumea care e mai mare decât ei. Revenind la relația de cuplu, ce fel de parteneri atrag narcisiștii? Mă gândesc că nu o să atragă tot un narcisist convins. Adesea atrag narcisiști, să știi. Da, mă gândeam că tocmai e cineva care să-i admire, că dacă te ciocnești narcisist cu narcisist, n-ai loc în oglindă de celălalt. De cele mai multe ori, dacă se întâlnește un narcisist cu un narcisist apostrof, e posibil să iasă scântei, bătăi, lupte. Bătăi psihologice, nu fiziologice. Dar de multe ori se înțeleg, pentru că își împlinesc rolul de care au nevoie fiecare. Înțelegi? Mm-hmm. Se iubesc pentru că sunt frumoși, se iubesc pentru că sunt inteligenți, se iubesc pentru cum sunt văzuți în societate. Deci tot un trofeu, scuză-mă, partenerul de lângă? Mm-hmm. Dar știi cum e? E bine să ne găsim parteneri care se potrivesc cu nevoile noastre. Și narcisistul are nevoile sale. Uneori poate funcționa asta, spun, dar nu e bine să pariez bani pe asta. Am înțeles. Și atunci cam care ar fi tipologia de persoane care sunt atrase totuși de narcisiști? Din păcate sunt persoanele mai slabe, mai vulnerabile. Sunt persoanele care văd în narcisiști ceva ce ei nu au, ceva ce ei nu cunosc. Ei poate nu cunosc cum e să fii competent de succes și, mai știu eu, măreț, și îl cred pe cuvânt pe narcisist. Plus ce spuneam mai devreme cu dorința aceea inconștientă, dar de multe ori e vorba că în copilărie poate am avut un părinte ce seamănă narcisism. Și noi căutăm asta în mod inconștient pentru că nu cunoaștem altceva, adică ne simțim cumva confortabil în suferință. Dar nu e doar vorba de acest caz sau aceste cazuri, ci de multe ori un om perfect sănătos, echilibrat, cu un atașament securizant, se lasă sedus și cumpărat de narcisist. Pentru că la început e șarmant, e seducător, ba e chiar empatic. Poate să fie empatic când își dorește? Empatia e de trei feluri, senzorială, cognitivă și afectivă. Senzorial, adică când simt durerea ta, când văd că ai pățit ceva, după care cea cognitivă e să înțeleg ceea ce simți tu sau chiar durerea și cea afectivă e să simt la propriu, când ți-e milă de un om care într-adevăr are o problemă. Narcisiștii au empatie senzorială, au empatie cognitivă, dar nu prea au lacune în asta afectivă. Și în cea cognitivă au ceva lacune, pentru că parcursul lor de a învăța empatia și inteligența emoțională nu a fost alimentat de aceeași energie afectivă. Și sunt foarte importante emoțiile în orice proces de învățare. Dar ei sunt inteligența adesea și știu cum să te facă prin empatia asta cognitivă. Și ce spuneam? Ei te seduc la început, fac totul corect, perfect și frumos, pentru că ei își doresc să fie omul perfect, omul căruia merge bine în toate. Însă el depune un efort mai mare să facă toate astea, pentru că nu-i vine natural. Ok. La un moment dat e de așteptat să obosească și să intre într-o fază de devalorizare a partenerului. Există chiar un ciclu observat al relației cu narcisistul. Și anume, faza de idealizare, care te urcă pe un piedestal, îți împrumută piedestalul său. După care, aproape inevitabil, vine
perioada de devalorizare. Te dă jos de pe pedestalul său. Ce cauți aici? După care vine perioada de abandon. Fie abandon la propriu, te lasă, fie de amenință cu abandonul. Pentru că aici el își solidifică dominanța. Uh-huh. Și ciclul acesta se repetă adesea în relațiile cu narcisiști. Măcar de te-ar părăsi, măcar plânge un pic și te-ar cruța, da. Însă ei au o teamă inerentă de abandon și o dependență de validare. Ei au nevoie excesivă de admirație. De la cine o primești cel mai bine? De la partenerul de lângă ei. Ei îi validează cel mai în profunzime. Deci, de fapt, cred că teama cea mai mare a narcisistului ar fi de singurătate, că n-ar mai avea pe nimeni care să-l aplaude? Nu știu dacă e cea mai mare teamă, dar cu siguranță sunt două temeri foarte mari. De singurătate, abandon, respingere și ridiculizare publică. Ah, okay. Narcisistul e nerușinat, adică la propriu. Nu prea îi vine rușine de la sine, excepție făcând cazul în care îl faci de râs public. Dar nu e o rușine naturală, ci o rușine îmbibată în furie și frustrare. Și astfel vreau să menționez și că narcisistul e foarte răzbunător, e foarte chitros și ține ură în el. Din cauza acelui ego fragil. Deși e umflat precum un balon și îl spargem. Și de ce ar sta totuși un partener, mai ales un partener cu un atașament securizant sănătos? Am înțeles, prima fază aceea de cucerire, mă rog, e greu să reziști dragostei și dacă ți se face curte așa intens și ca la carte. Dar după aceea... E o întrebare foarte bună și mă bucur că mi-ai pus-o. Tu intri cu o stimă de sine sănătoasă în relația cu un narcisist, dar nu ieși la fel de acolo. Pentru că narcisistul sistematic ți-o dărâmă, te face să te îndoiești de tine, de gândurile și comportamentele tale, te face să te devalorizezi singur, te iei după el. Tu nu-l crezi la început, când el te subminează, dar fiind expus iar și iar la același mesaj, reacționezi. Chiar începi să crezi asta. Și da, de asta rămân anumite persoane, devin și dependente. Să știi că din punct de vedere neurologic, când primești una caldă, una rece, devii dependent. E precum la jocurile de noroc. Chiar dacă nu e așa o mare bucurie când îți dă calda, dar așa, suntem noi cablați. Te ține agățat acolo, nu? Alte persoane care sunt care se potrivesc în relațiile cu narcisiști, care cad în această capcană, sunt cei cu tulburare de personalitate dependentă. Ales sunt cei sigure, sau care au trăsături specifice relațiilor codependente. Persoanele care sunt care nu au autonomie solidă. Cum relaționezi cel mai bine? Cum poți să gestionezi așa relația cu... Cum să minimizezi negativul și... Și maximizezi pozitivul la care o fii acolo, mă gândesc, din moment ce stai. Orice specialist în domeniul sănătății mentale ți-ar spune că dacă partenerul e narcisist cu acte, să dispar de acolo. Dar niciodată nu e atât de simplu, niciodată nu e atât de ușor. Și ei sunt oameni, la urma urmei, și dacă trebuie sau vrem să rămânem într-o relație cu un narcisist, și să meargă bine, totuși, să minimizăm daunele, e bine să îi cântăm în strună, să-i hrănim ego-ul cu validare, complimente, să nu-l înfruntăm când îl vedem că minte, că își exagerează calitățile și competențele, dar totuși trebuie să-l ținem și pe linia de plutire, pentru că dacă ne ia de bun, ne devalorizează instant și ne lasă. Se poate. Deci există relații relativ sănătoase și cu narcisiștii. Deși o tulburare de personalitate și astea adesea nu se schimbă, dar pot fi modulate, narcisistul poate fi un om foarte funcțional. Deci poate să învețe empatie. E important să aibă intenție bună. Și aici și separăm narcisistul antisocial de cel prosocial. Nu sunt termeni oficiali, dar sunt destul de folosiți în comunitatea psihologică. Adică poți să fii bun, nu vrei să îi faci rău omului, dar nici nu-ți pasă de ei. Vrei să fii tu pe primul loc acolo și ceilalți să se învârtă în jurul tău. Ziceai că dacă este diagnosticat, cel mai bine fugi, dar mă gândesc că e greu să fie diagnosticat din moment ce el nu conștientizează și nu acceptă că ar avea o problemă, că ar fi ceva în neregulă cu el și presupun că n-ar ajunge în cabinetul unui terapeut. Narcisiștii acceptă cu greu că greșesc.
Pe de o parte, nu-ți recunosc ție ca să nu-ți dea satisfacția, dar pe de o parte, chiar nu cred că ei greșesc. Îți spuneam mai devreme că ei pot fi de succes datorită sau din cauza, pentru noi ceilalți, stimei de sine exagerate și a ambiției. Narcisiștii sunt foarte invidioși din cauza ego-ului vulnerabil și acea invidie poate fi un puternic motivant. Nu recomand ca să ne tragem motivația și ambiția din invidie, pentru că n-ar fi o viață de calitate, dar poate fi un puternic motivant invidia. Da. Manipulează? Sunt manipulatori? Pot fi? Absolut, dacă pot, cu siguranță. Nu e asta neapărat intenția lor numărul unu, să te facă. Intenția lor numărul unu este să te învingă și să-și tragă validare de pe urma ta. Cum fac asta? Prin surclasarea voastră. Prin voi acceptând că da, tu ești numărul unu, tu ești deasupra. Tu ești foarte bun. Deci dacă îi cânti în strună și nu te deranjează chestia asta și cumva tu reușești să fii conștient și să ai de calitățile tale, de părțile bune și să ai o stimă de sine cât de cât solidă, poți supraviețui, nu? Zici, îl dau și pe el, îl gâdi acolo la orgoliu cât să nu ia razna. Nu v-aș recomanda asta, cum v-aș recomanda vitamina C sau ceva sănătos. Dar da, se poate. Dacă vrei musai să rămâi cu persoana respectivă. Sunt foarte mulți narcisiști care sunt celebri, care au vieți funcționale. Poate fi o viață bună și altor de un narcisist, dar trebuie să îți adaptezi principiile și așteptările. Dacă nu te aștepți să te pună măcar pe un loc egal cu al său, e posibil să fii ok. Dacă nu te aștepți să... Da. Deci atunci să trecem mai departe. Cum ieși din relație? Cum rupi cercul acela de care ziceai? Poate fi dificil într-adevăr pentru că narcisiștii au tendința să te izoleze de prieteni și familie. Ți subminează, ți subjugă, ți critică. De obicei, familia și prietenii, dacă sunt păsători față de tine, ei observă că un om nu e bun pentru tine și îți spun asta. El simte asta și încearcă să te înlăture din preajma lor. Și pentru iubire, majoritatea, să știi că tindem să ne lăsăm prietenii, ne îndepărtăm puțin de familie. E cumva natura noastră. Și din acest motiv, atunci când cochetăm cu ideea să părăsim narcisistul, poate fi dificil pentru că suntem puși față în față cu ideea singurătății. Și singurătatea poate să ne sperie mai mult decât ceva certuri, ceva toxicitate cu care deja ne-am obișnuit. Și de asta multe persoane se reîntorc. Și care nu este ceva dramatic, nu este atât de toxic să-ți ajungă cuțitul la os încât să spui eu aici nu mai stau nicio secundă. În momente de genul ăsta poate realmente te mobilizezi, dar mă gândesc că e tolerabil. Eu cred că e foarte important ca dacă simțim că o relație nu prea merge sau o relație cu un narcisist, să încercăm să tragem o linie și să facem o medie. E mai multă fericire sau mai multă suferință? Când trecem pragul spre mai multă suferință, deja nu e ok. Hai că suntem la câțiva pași de prag, hai că poate încercăm. Încercăm să lucrăm cu noi, încercăm să comunicăm mai eficient. Încerc eu să las de la mine. Dar dacă chiar nu merge, de preferat este să încercăm abandonul narcisistului. Nu, dar serios. Pentru că nu ne dăm seama uneori, dar ce pierdem e șansa de a avea o viață fericită sau mai fericită. Da, din păcate, mulți am și crescut cu ideea aceasta că trebuie să suferi din iubire, trebuie să rabzi, știi, din toate basmele acelea mai povesteam și prin alte emisiuni. Fata bună care rabdă tot felul de lucruri rele și trece prin 11.000 de încercări, dar la final va fi fericită și ia câtă prințul. Și atunci cumva, mai ales noi fetele, cred că creștem cu chestia asta și dorința asta de a-l salva săracul de el, da, dacă e narcisist și are o problemă, cu siguranță a avut o copilă. Știi, căutăm să le găsim scuze. Cu siguranță a avut o călătorie. Foarte bine ai punctat asta cu copilărie, sindromul salvatorului. Traumatizante și astfel de persoane rămân blocate în relații cu agresori. Nu, agresori fizici, agresori emoționali. Și da, e foarte adevărat. Să știi că pentru ca o relație să dureze mai mulți ani, adică să avem perspectiva familiei, trebuie să facem compromisul și să
lăsăm de la noi să trecem peste niște durere, dar nu cum îndurau femeile până acum câteva generații. E foarte adevărat. Vezi că lumea fuge acum de cuvântul acesta compromis, a ajuns așa foarte, știi, nu e bine văzut. Și cumva mi se pare că picăm în extrema cealaltă. Uh-huh. Nu mai acceptăm nimic și la cel mai mic divergent spargem ușa. Cred că nici asta varianta extremă. Absolut. Nu e ok nici varianta extremă, pentru că astfel s-ar dizolva conceptul de familie, instituția familiei. E în funcție și de perioada de viață. Dacă am 22 de ani, poate e ok să sparg ușa, cum îmi convine ceva, am plecat, știi? Uh-huh. Da, și am avut, uite, chiar am cunoscut cazuri în care era o ea, de asta zic, chiar o să te întreb, uite, să-mi țin ideea, sunt mai mulți bărbați narcisiști sau mai multe femei? Cam care ar fi media? Se estimează că în proporție de 65-75% narcisiști ar fi bărbați. Deci, după cum îți spuneam, știi, și înainte să intrăm în emisie, femeile se nasc cu un simț empatic mai dezvoltat, cu o inteligență emoțională mai sporită, mai dezvoltată și probabil astea le țin la distanță de un narcisism clasic. Dar, desigur, și femeile pot avea, nu știu, idei de grandiozitate, pot fi nepăsătoare, dar de cele mai multe ori bărbații sunt. Cred că noi totuși, având multe dintre noi fiind și mame, automat ni se dezvoltă asta cu empatia. Vrem, știi, suntem prin natura noastră mai empatice decât bărbații. Dar revenind la ce exemplu voiam să-ți dau, chiar cunoșteam o doamnă domnișoară și se încăpățâna, era clar acolo că personajul nu era ce trebuie și toate relațiile lui fuseseră niște dezastre, dar cumva ea avea această credință că n-a cunoscut femeia potrivită și că eu voi fi cea care, cu iubirea mea și cu cât de minunată și bună și drăguță sunt eu și o să-l schimb și o să-l salvez. Evident că n-a salvat pe nimeni, că era de nesalvat personajul. Și, poate fi într-adevăr acel sindrom al salvatorului, care nu-i tocmai sănătos, dar mai poate fi și faptul că un om care e evitant și nu dă doi bani pe noi, îl putem confunda cu un om competent. Și ceva în noi ne spune că trebuie să ne agățăm de el, pentru că noi nu suntem competenți și împrumutăm de la el din putere. Și de asta multe femei sau și mulți bărbați rămân agățate de persoane care de altfel sunt nocive, afectiv pentru ele. Deci o chestie cumva la nivel inconștient de supraviețuire, mă leg de cel puternic ca să fiu eu bine și eventual copiii mei, știi, aleg masculul alfa și un narcisist poate, cel puțin așa la o primă vedere, poate avea trăsăturile. Da, poate părea astfel. De multe ori poate chiar e competent. Uite, poate că multe femei acceptă, ok, sunt cu el, nu îi pasă prea mult de mine, poate mă înșeală, dar am niște beneficii. Ok, fiecare are dreptul să aleagă cum își trăiește viața. Apropo de narcisism, despre asta vorbim de o oră. Apropo de posibila linie evolutivă a acestei patologii, îți dai seama că există o nișă unde e adaptativ să fii narcisist. Pentru că altfel n-ar fi existat. Păi poate dacă îți vine acum în minte. Trebuie să conduci, nu știu, o oaste la război. Poate că trebuie să calci pe cadavre. Adică pe undeva poate a fost folositor acest sistem de trăsături pe care noi acum îl numim narcisiste. Așa un pic peiorativ, știi? Dar legenda vine, nu? De mult. Adică nu e o chestie nouă, acum modernă. Am inventat noi termenul de la narcis care, vai, ce s-a plăcut, s-a uitat în apă și a fost încântat de imaginea lui. Și din câte mi-amintesc, din mitologia greacă vine această poveste. Și era o poveste analogică, adică era o metaforă, o fabulă. Adică dacă devenise fabulă pe atunci, îți dai seama că de alte multe mii de ani se observa asta în populație. Știi, ok, narcisismul cum îl catalogăm noi astăzi, dar îți poți imagina ce fel de psihopați erau în trecut, nu? Și ce relații disfuncționale erau în trecut, acum că tot vorbim despre relații. Din ce cunoști tu, din ce ai văzut, din ce ai studiat, adică sunt fericiți ei, narcisiștii? Teoria spune că ei în centrul psihicului lor suferă și maschează asta prin acel ego.
Dar de cele mai multe ori să știi că pot fi chiar fericiți, pot simți bine în sinea lor, cât timp nu sunt provocați, cât timp nu sunt puși în fața slăbiciunilor lor. Dar dacă ei își păstrează acea bulă, ei sunt destul de fericiți. Apropo de această bulă, să știi că sunt două tipuri de narcisism oficial, așa putem conceptualiza încă 100 de tipuri. Narcisismul grandios și cel vulnerabil. Cel grandios e cam cel despre care am discutat până acum, care omul, idee de grandoare, impune pe gândirea celorlalți cum că el este măreț, că e unic și super tare. Dar mai e un tip, cel vulnerabil. În mintea lui, el încearcă să își susțină niște idei de grandoare despre sine, dar nu e așa competent și oricând încearcă să le facă publice, este contracarat și suferă mult. Și tot văzând că suferă, a învățat să se închidă în el, se izolează de ceilalți și mocnește în el, cum că el ar trebui să conducă lumea, el ar trebui să fie în frunte, el ar trebui să fie undeva sus, dar nu-i permite, nu știu, soarta, norocul, ghinionul sau ceilalți că sunt corupți. Deci are niște frustrări acolo. Foarte, foarte mari frustrări, e foarte răzbunător și invidios. Dacă are ocazia să își dovedească cumva o competență, își intră cumva în acel narcisism grandios. Cel mai adesea un narcisist cu tulburare de personalitate narcisistă, adică oficial, are cam ambele fațete și stă mai mult într-una sau în alta, dar să știi că și cel grandios, dacă este înfrânt, dacă este ridiculizat, dacă este abandonat, intră în cel vulnerabil și mai departe poate intra într-o depresie profundă. Deci cum poți supăra un narcisist, nu? Îl critici, îl ridiculizezi? Sigur, îl invalidezi, îl ridiculizezi, dar nu faceți asta pentru că sunt și foarte răzbunători, așa că să fim safe. Deci recomandarea psihologului până una alta ar fi așa nu? Da, sigur. Acum eu nu spun că trebuie să fugim din calea narcisiștilor și să le predăm lor cheia orașului. Dar dacă suntem într-o relație cu un posibil narcisist, nu e ok să escaladăm conflictul până când să ajungem la situații de violență. Pentru că de multe ori se ajunge. Mulți narcisiști sunt, de fapt, antisociali, adică tulburare de personalitate antisocială, ceea ce înseamnă infractor narcisist, tipicul interlopului. Și tipicul interlopului recurge și la violență. Așa că cel mai bine este să recurgem la calea cea mai safe pentru noi. Da, asta mă rog, presupun că sunt cazurile extreme, dar dacă, de exemplu, ai, să zic, prieteni sau partener și, să zicem, că monopolizează toată discuția și vorbesc numai despre ei și chiar am cunosc și eu personal cum cazuri. Cum îl cheamă? Și îți povestește despre câte a trecut, prin câte a trecut și câte a avut și ce zi a avut și vai și spui și tu, deschizi tu gura să zici, da, și să știi că nici eu n-am dormit azi noapte, că știi, uite, a fost copilul cu febră. A, da, și al meu să vezi, dar eu n-am dormit 3 nopți, știi? Cumva duc discuția întotdeauna spre ei, despre ei. Este și asta o caracteristică? Poate fi o trăsătură narcisistă. Știi, narcisismul vine din egocentrism. Adică credem că noi suntem în centrul universului. Până într-un punct e foarte sănătos să avem această instanță psihică. Pentru că din locul pilotului, de unde ne conducem corpul, cumva suntem în centrul universului. Iar acest ego trebuie integrat în sine. Ok. Și sinele, să spunem că e plug-in-ul de integrare al ego-ului. Și, ok, ego-ul vrea. Dar dacă vrei să mergi mai departe de un anumit stadiu de dezvoltare, trebuie să te integrezi. Și asta înseamnă o personalitate matură. Maturitatea nu e liniară sau cu colțuri. E mai difuză. Și omul poate nu e narcisist. Omul poate e inteligent emoțional și cognitiv, doar că, uite, are trăsătura aceasta narcisistă. Să-i faci observație. Păi la un moment dat ți-e jenă de jena lui, știi, când vezi că numai el și este realmente un monolog acolo, deci nu poate fi considerat un dialog, știi? Poate și era nevorbit. Inițial m-am gândit că o fi acesta motivul, o dată, de două, de trei ori, dar numai despre tine, dar
eu nu pot să povestesc și eu nimic, nu mă întrebi, sau dacă mă întreabă și tu ce mi-ai făcut azi? Vă zic, a, bine, am mers nu știu unde, a, da, să vezi că și eu. Deci eu zic o propoziție, deci realmente caz real, și persoana respectivă vorbește 2 ore. Și dacă aș lăsa-o, cred că ar vorbi 2 zile. Dar să știi că ușor, ușor lumea începe să se îndepărteze. Da, într-adevăr. Să știi că narcisiștii nu prea au prieteni vechi. Sau poate unu, doi, care țin legătura la distanță. Pentru că oamenii... La un moment dat, obosești, mă, dar numai sigur că da. Tu. Și apropo, adică de cum să ne dăm seama dacă un partener e posibil narcisist, să ne uităm și la gama lui de prieteni. Deci este și acesta un indicator. Deși, cred că sughite persoana respectivă, dar are foarte puțin prieteni, într-adevăr, dar zice că tocmai că decât mulți și falși, mai bine unul, doi, dar autentici. Nu știu dacă această persoană e chiar narcisistă. Era un exemplu, pur și simplu. Narcisistul tipic, să știi că acuză oamenii de invidie și că nu sunt cum trebuie, nu sunt precum el. El, de fapt, proiectează lipsurile sale inconștiente din personalitate. Multă invidie, mai ales, e în acel nucleu de sub-ego-uri supraumflat. Și proiectează acea invidie pe ceilalți și narcisistul cel mai desea simte și susține că ceilalți sunt foarte invidioși pe el. Și ceilalți sunt tot timpul de vină. Nu? E și chestia asta. Adică tu niciodată, tu nu poți să greșești, evident că da, tu ești undeva, ești special, ești deosebit, ești undeva sus acolo pe piedestal. Cum ai putea tu să greșești ăștia, muritorii de rând? Spuneam mai devreme că narcisiștii pot avea ceva succes datorită stimei de sine și a ambiții, dar să știi că nu pot înainta foarte mult pentru că nu-și recunosc greșelile. Când nu-ți recunoști greșelile, nu înveți. O respectă reguli? Că iarăși citisem la un moment dat ceva de genul că ei nu prea respectă pe reguli, iarăși pentru că regulile sunt pentru marea masa muritorilor și ei sunt speciali și n-au limite, n-au reguli. Așa este. Narcisistul nu e obligatoriu un antisocial, adică infractor, însă nu respectă regulile morale. Nu prea te poți aștepta la un narcisist să fie fidel, loial într-o relație. Pentru că un singur partener nu este suficient pentru ego-ul lui? Sau cel mai probabil. Are nevoie de admirație din 11.000 de locuri. E foarte avid după admirație. Când nu primește admirație, el suferă. Eu dacă nu primesc admirație, stau. Sunt ok. Poate mă gândesc la ce am de făcut mine. Dar narcisistul suferă și mai ales când nu e în centrul atenției și mai ales când e altcineva în centrul atenției. Deci ar fi și geloși. Să foarte. Înțeleg. Foarte. Și asta poate face și periculoși. Da, deci mai bine nu. Ce ne facem dacă părinții sunt narcisiști, de exemplu? Dacă ai o mamă narcisistă, se poate? Cum? Nu copil mic, totuși e, să zic, adolescent. De multe ori mi-au spus pacienții, clienții că un părinte singur e narcisist. Și aveau de suferit de pe urma aceasta. Și vorbesc de oameni adulți, nu de copii. Ce putem să facem? Să-i trimitem la terapie. Și dacă nu vor? Pentru că ei nu greșesc și ei sunt perfecți și nu au nicio problemă. Încercăm să menajăm relația în așa fel încât să ne putem bucura de un părinte în timp ce nu ne dăm voie să suferim mai mult decât trebuie. Și eventual nici pe acel părinte să nu-l facem să se supere, să nu-l antagonizăm, să nu-l provocăm. Pentru că dintr-o relație de cuplu mai poți ieși, ok, e toxic, nu sunt bine, sufăr, am plecat. Dar relația cu părinții, totuși? Când vine vorba despre relația cu părinții, se merită a încerca să se păstreze minimum posibil de relație decentă. Excepție făcând cazurile în care efectiv nu se poate. Adică când ne vedem, aruncăm cu cuțite unii în alții. Mă rog, totuși puțin probabil. Eram curioasă cum influențează, de exemplu, o mamă narcisistă, cum își poate influența, evident, în sens negativ, copilul. Prin multă, multă presiune de a performa. Și astfel copilul cel mai des se dezvoltă fie anxios, fie narcisist. Să aibă copilul perfect, deci o mamă narcisistă trebuie să aibă și copilul perfect, pentru că, de fapt, este tot despre ea. Desigur. Nu are cum să aibă un alt copil decât perfect. Simbolul pe care îl atribuie trebuie să fie unul de perfecțiune. Asta nu înseamnă neapărat că îl obligă să învețe sau să facă
să cânte la pian perfect, dar va avea nevoie să-și găsească acea perfecțiune în ceva. Un părinte poate dezvolta un copil viitor narcisist prin recompensarea, validarea doar a reușitelor, ignorarea pierderilor, eșecurilor și eventual curăceală emoțională, indisponibilitate emoțională. Cam asta ar fi formula unui viitor narcisist. Și dacă îi spui ceva de genul, că am întâlnit și genul acesta de părinți, tu ești cel mai deștept, tu ești cel mai, lasă-i pe ceilalți. Râdeam la un moment dat, era la un concurs de talente și era copilul încerca să cânte, mă rog, cu tot dragul, da? Nu, adică era drăgălaș copilul, dar talent muzical nu prea. Și nu l-au trecut mai departe. Și jurul fiind de specialitate și după aceea în culise erau acolo părinții, mama, bunica, lasă că tu ai cântat minunat, ce știu ei? Respectiv, repet, fiind de specialitate. Genul acesta de părinte care te vede pe tine copil cel mai frumos din curtea școlii, adică pierzi contactul cu realitatea, de fapt, te face pe tine copil să... Sigur. Există și termenul de a-ți alinta prea mult copilul. To spoil him or her. Da. Dar totodată... E mai mult de a alinta, e pur și simplu să nu mai vezi... Exact, îl vulnerabilizăm astfel. Îl ținem departe de realitate și nu se calibrează la realitate. Însă, totodată e foarte important să încurajăm ceea ce este bun la copil, pe lângă să-i arătăm ce este de îndreptat. Pentru că aici ne încadrăm în ceea ce se numește în psihologie zona de dezvoltare proximală. Un raport care ne spune că pentru a deveni bun într-o competență sau într-o direcție, e nevoie să avem încredere 65-75% că ne merge bine, că suntem buni la asta sau măcar la a deveni buni în asta și că restul de 25-35 sau, hai să spunem, 40 ne depășește, pentru că acel rest ne provoacă. Dacă ar fi invers raportul, ne-am înneca, nu am avea optimism și speranță și motivație să mergem mai departe. Adică da, e ok uneori să mai și mințim copilul, că lasă, că ai cântat frumos, chiar dacă ești varză, dar trebuie să fie și foarte bine ancorat în realitate. Pentru că copilul în realitate va naviga, va performa. Exact. Și va avea o părere, va crește, mă gândesc, și va fi un adult care realmente nu va avea o părere obiectivă despre el însuși. Dacă ți se spune clar de către un juriu de specialitate, mă rog, să păstrez exemplu, că e mai bine să-ți găsești un alt talent și de acasă ești încurajat într-o direcție în care realmente nu performezi. N-ai cum, adică asta e nativ, da, exact, sau nu e. Da, exact, o limitare fiziologică, înțeleg la ce te referi. Păi așa se conturează un ego vulnerabil, umflat artificial. Îl umflăm cu vorbe și noi ne simțim ca atare. Simt că am cucerit pământul deja, simt că sunt cel mai bun pianist sau ce era copilul. Dar când sunt înfruntat cu realitatea, se sparge tot ego-ul, nu doar o parte mică, nu doar acei 35%. Și atunci ce fac? Crize de identitate, suferință multă. Și mă învăț că sunt incompetent, că nu fac față. Vlad, aproape că am ajuns la final, mai avem un minut. În încheiere, ține așa o recomandare finală, mă rog, să încheiem într-o notă optimistă, pozitivă. Păi îți mulțumesc că m-ai reprimit. Feriți-vă de narcisiști, dar nu sunt nici ei lupul din scufița roșie. Narcisismul în primele trei sferturi ale vieții nu se poate vindeca, dar se poate modula, se poate menaja. Primele trei sferturi ale vieții, adică... Păi el debutează de obicei în tinerețea timpurie, pe la 18 ani în sus, și te ține. Deci până la 18 ani nu putem să diagnosticăm. Nu, pentru că e posibil să fie o perioadă narcisistă, știi? Da, e posibil să fie normal. Iar dacă persistă, atunci putem lua în considerare un diagnostic. Okay. Spuneam că primele trei sferturi de viață, pentru că de obicei aceste trăsături se schimbă în jurul vârstei de 45-50 de ani. Se mai domolesc. Se mai temperează. Dar, narcisiștilor, mergeți în terapie. Terapia vă poate fi de mare folos. Și dacă sunteți într-o relație cu un narcisist și aveți multe de suferit, luați decizia cea mai sănătoasă și încercați să lăsați să fi fost atât relația.
Mulțumim frumos, Vlad, pentru tot ce ne-ai împărtășit. Te mai așteptăm pe la noi, Vlad Plugariu, psiholog clinician și psihoterapeut. Mulțumim! Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că ați fost alături de noi. Vă dau întâlnire sâmbătă viitoare de la ora 18, tot la Plural. Până atunci, rămâneți alături de programele Canal 33. Vă mulțumim!